Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare, dragilor! Haideți să vedem astăzi ce au cărțile de tarot să vă spună. Este o etalare valabilă în momentul în care voi vedeți acest videoclip. Deci nu are timp. Nu uitați că este general că nu toate mesajele vi se pot potrivi. Haideți să vedem așadar despre ce este vorba astăzi în această etalare. Okay. Haideți să vedem încă două cărți. Încă două cărți pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vedeți acum videoclipul. Iată cele două cărți. Bun, dragii mei, haideți să vedem despre ce este vorba. Prima carte... văd o veste, da? O veste că veți primi cât de curând, rapid, ceva rapid se va întâmpla, o să vedem povestea ce ne spune, însă văd o rapiditate, da? Privind această veste, acest mesaj, această invitație, pentru câțiva dintre dumneavoastră este vorba despre o întâlnire, da? O întâlnire față în față, cu persoana iubită, da? Pentru că această etalare este pe plan sentimental, să nu uităm. Deci, o rapiditate. Văd în mai puțin de o săptămână rapiditate în ceea ce privește această veste. Va fi o veste destul de formală. S-ar putea din partea unei persoane care este în berbec, leu, săgetător sau capricorn, fecioară, taur, sau voi puteți fi într-una dintre aceste zodii. Sau nu, da? Zodia vi se poate potrivi sau nu. Dar se pare că vestea este destul de formală, invitația este destul de formală, dar voi... datorită acestei invitații, ceva se va schimba, sau acestei vești, acestui mesaj, sau acestei întâlniri, ceva se va schimba radical. Atât pentru voi, cât și pentru persoana voastră. De ce? Pentru că avem momentul turnului. Momentul turnului care va face în așa fel încât visul dumneavoastră să să devoreze în ghilimele într-un sens pozitiv viața dumneavoastră, în sensul că nu numai pe voi să vă trezească un pic la realitate, pentru că voi deja știți ceea ce vă doriți, știți sigur ce vreți, dar există momente în care voi poate v-ați mai pierdut încrederea, poate vă întrebați dacă este bine ceea ce face și așa mai departe. Și atunci Universul va interveni, repet, prin această întâlnire, prin această invitație, prin acest mesaj, destul de rapid, extrem de rapid, ceva se va întâmpla. La început, unii dintre dumneavoastră nu o să fiți încântați de ceea ce veți vedea, veți auzi, sau cu cine vă veți întâlni sau ce informații veți primi. Dar să știți că toate aceste lucruri vă vor ajuta pe voi. Cartea aceasta vă reprezintă și reprezintă nu numai persoana dumneavoastră, dar reprezintă ce veți face voi de acum încolo, ce plan aveți, veți ști încotro vă îndreptați. Pentru că va fi ceva la care voi veți asista fără ca voi să participați pur și simplu. Veți fi exact puși în fața unui, în fața faptului împlinit și exact acolo va trebui să acționați.
iar voi veți acționa pentru viitorul vostru, voi veți acționa pentru adevăr, pentru reușită și veți avea acest lucru. Veți fi o persoană transformată, atât voi cât și persoana la care vă gândiți. Acest moment al turnului este o transformare pentru ambii, pentru această conexiune. De ce? Pentru că fie dumneavoastră v-ați făcut anumite planuri cu această persoană care planuri nu concordau, planuri, un plan nu mai contează, nu concordau cu ceea ce își dorea persoana respectivă sau persoana respectivă, iar persoana respectivă de fapt nu a avut aceleași planuri cu voi. În mare, nici dumneavoastră și nici persoana respectivă nu vibrați la același nivel. Acest moment al turnului va face în așa fel încât voi să vibrați la același nivel. Pentru o parte dintre dumneavoastră, acest moment al turnului deja s-a întâmplat. Ce înseamnă asta? O separare dureroasă, o separare greoaie, o separare pe care ați aflat-o pur și simplu așa dintr-o dată, sau efectiv a dispărut complet din viața dumneavoastră persoana cealaltă. Câțiva ați trecut deja prin acest moment al turnului, alții acest moment al turnului va apărea, dar este, repet, spre binele dumneavoastră. De ce? Pentru că va exista foarte multă determinare. Determinare mai ales din partea energiei feminine. Această energie feminină poate sau nu să fie un gemen vărsător balanță, sau poate avea de a face cu una dintre aceste zodii. Această energie își dorește stabilitate din punct de vedere emoțional. Își dorește ca viitorul ei să fie nici mai mult, nici mai puțin decât exact așa cum trebuie el să fie. Energia masculină la fel gândește despre această energie feminină. Totuși, crede că energia feminină, dacă în momentul turnului a apărut sau dacă în momentul în care va apărea, să știți că energia masculină va fi destul de izbită oarecum și nu să se aștepte la ceea ce va simți, la cum viața sa va fi. Dar ceea ce va considera această energie masculină despre energia feminină este că ea se va îndepărta. Însă nu. Ea se apropie mai mult cu determinare, ea se apropie de adevăr, ea se apropie de reușită, această energie feminină. Deci iată, dragii mei, o veste care vă va șoca, o informație care vă va șoca, nu numai pe voi, cât și de asemenea pe persoana voastră. Un adevăr va fi spus, va ieși la iveală, va fi o discuție aprinsă care va concretiza lucrurile și acest parteneriat, această conexiune. S-ar putea câțiva dintre voi să aveți de-a face cu o persoană din Pești sau Rac de asemenea. O schimbare destul de rapidă, o schimbare către succes dorită de ambii. O distanță fizică efectivă între voi doi, pentru că pentru câțiva sunteți la distanță unul de altul și distanța aceasta se va micșora. Vă îndreptați ambii către o schimbare pozitivă în ceea ce privește această conexiune din diferența de vibrație pe care o aveați, va interveni această justiție și se va face dreptate și lucrurile se vor echilibra. Cel care a pus mai mult va pune mai puțin și invers. Deci fiecare dintre voi doi își va lua locul în acest parteneriat pentru a exista stabilitate, dragii mei. Da? Pentru a exista stabilitate. Văd două persoane brunețele, una cu tenul mai închis, alta cu tenul mai deschis și o persoană blondă cu ochii albaștri. Da? Poate fi o energie feminină sau masculină. Mai mult văd o energie masculină.
dar este dorință de schimbare din partea ambilor. Mai mult această dorință de schimbare vine din partea energiei masculine, pentru că această energie masculină este cea care a dat greș, cea care nu a depus acele eforturi în acest parteneriat. Dar poate să fie și invers. Luați exact energiile așa cum vi se potrivesc dumneavoastră. Cert este că toate cărțile se îndreaptă către o stabilitate. În foarte puține situații, un adevăr va ieși la iveală acolo unde un bărbat este între două femei. Va exista un divorț, o separare și acel bărbat va alege femeia care, pe care a făcut-o să sufere și pe care a implicat-o într-un trio amoros. Femeia aceea nu este persoana cu care respectivul bărbat este în prezent, ci consider că sunteți voi, dacă sunteți femeie și vă uitați la acest videoclip și vă aflați într-un trio amoros, pentru că există două femei aici, două energii feminine, însă lucrurile vor fi atât de rapide încât o să fiți un pic șocați, da? Prin momentul acesta al turnului, indiferent că ați trecut deja prin el, pentru că există posibilitatea pentru mulți să fi trecut prin acest moment al turnului, ceva s-a întâmplat, un necaz, o discuție provocată, lucruri dure spuse, lucruri greu de acceptat, lucruri greu de digerat sau pur și simplu o dispariție completă care au dus la suferința acestei energii feminine care în momentul de față încearcă să, nu că încearcă, a reușit deja aproape complet să purceadă către acest adevăr, către visul său, către reușită cu determinare, către planul său. Nimeni și nimic nu îi poate sta în cale acestei energii feminine, iar energia masculină se gândește la această energie feminină care este extrem de determinată și pe care în momentul de față o vede rece și distantă. De aceea există această dorință de schimbare, de succes, de rapiditate și bineînțeles că justiția intervine în favoarea acestei noțiuni de yin și yang, în favoarea acestui parteneriat. Nu este un parteneriat menit să, sau o relație. Orice s-ar fi întâmplat și oricine ar fi între voi acum, nu este menit să se desparte. Există un scop anume, lucrurile vor fi spuse și se va ajunge la această stabilitate în acest parteneriat. Iată energie extrem de frumoase, extrem de puternice astăzi aici, în această scurtă etalare. Dragii mei, cam acestea au fost mesajele. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!